Și preoții din protopopiatul Suceava I au participat astăzi la cea de-a treia conferință pastoral-misionară din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Ședința s-a desfășurat la Mănăstirea Sihăstria Dragomirnei. Întâlnirea a început în Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Suceava, unde în al Sfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, împreună cu preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Eparhiei, au oficiat Sfânta Liturghie. În al presfințitul Calinic a hirotesit apoi, într-un iconom stavrofor, 21 de preoți și a oferit distinții mai multor slujitori ai Sfintelor Altare. Ziua a continuat în sala de conferință a Mănăstirii Sihăstria Dragomirnei. În cadrul lucrărilor au fost prezentate referate ce se înscriu în tematica generală a anului omagial și comemorativ 2023 Astăzi ne-am reunit la Mănăstirea Siestria Dragomirnei, unde s-au desfășurat conferințele preoțești, așa cum prevede planul cadru emis de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, închinat anului omagial și commemorativ 2023. A fost din nou un prilej de bucurie de a împărtăși părinților prezenți noile reglementări, precum și anumite recomandări venite de la centrul de parhial privind intensificarea activităților culturale, misionare, pastorale, edilitare cu atenționările în vigoare. A fost și o bucurie să ascultăm trei referate deosebite din partea preacucernicilor părinți din Protopopiatul Suceava 1. Ne-am adunat astăzi preoți din Protopopiatul Suceava 1 ca să ne întâlnim în rugăciune cu ierarhii noștri la Mănăstirea Sihăstria Dragominnei. Am ascultat conferințele susținute de către părinți, conferințe care se referă la anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și în același timp anul comemorativ al imnografilor și al cântăreților bisericești. La conferința de astăzi au fost prezentate și oferite tuturor clericilor mai multe volume apărute sub coordonarea sectorului editură și tipografie al Centrului Eparhial Suceava părinții au primit un pachet editorial consistent, alcătuit din șapte titluri, respectiv primul număr al revistei Candela, revista oficială a Arhiepiscopiei Sucebe și Rădăuților, Lumină din Candela Cuvântului, predice la duminicile de peste an, Apologeții vieții creștine, imnografic, întăreții bisericești și vârstnicii în slujba bisericii, Ciprian Porumbescu, promotor al culturii române și al valorilor religioase, Dimitrie Cantemir, domnul moldav și principe al științei românești, școala nemțeană de muzică psaltică de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și, în sfârșit, stat și biserică în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, autor, preot la Nicolae Stamatin. Părintele protopop Ionel Dorobudeanu a adus mulțumiri la final în al preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic ne-ați unit și mai mult și în rugăciune și în această lucrare a bisericii, ajutându-ne să dăm poate un plus vieții din parohiile noastre, prin tot ceea ce a fost necesar să facem sau ceea ce eram datori de altfel să facem și chiar și prin aceste conferințe care cu siguranță că sunt altfel de o altă ținută mult mai înaltă, cu o ștachetă mult mai ridicată, lucruri care ne motivează și ne onorează că suntem uh, contemporani sau poate chiar implicați în această mișcare de revigorare a bisericii pe care o conduceți neobosit, neînfricat, dar și ca un părinte. La finalul întâlnirii, clericii din protopopiatul Suceava le-au dăruit celor doi erarhi câte un liturghier de colecție.